Bună, dragi prieteni, și bine m-am regăsit la un nou video. În această zi mă reîntorc cu un tag, pentru că nu că sunt în pană de idei. Am crezut că s-a sculat Zion. Nu că aș fi în pană de idei, dar am vrut să fac ceva mai simplu, ceva ce nu necesită prea multă pregătire. Am un pic de timp liber. Asta ar fi al treilea video pe săptămâna aceasta, cred că, sau al doilea. Asta ar fi al treilea într-o scurtă perioadă de timp, ceea ce nu fac de obicei, dar pentru că am acum un pic de timp liber, m-am gândit să fac acest video rapid, pentru că am primit un tag de la Raluca Gheorghe. Ea m-a tăguit cu un video care, cu un tag care se numește șoferiță la volan. Și am tot vrut să-l fac și n-am avut timp, iar acum, cum am spus, am puțin de timp liber și vreau să-l fac. Este un tag care are 19 întrebări. Chiar mă gândeam că n-am mai făcut de mult un tag. De fapt, eu am început YouTube, primul meu video a fost un tag și care a fost făcut tot de care a fost creat tot de Raluca Gheorghe. Și iată-mă acum îl fac pe al doilea și haideți să începem. Prima întrebare este: la ce vârstă ai luat carnetul și unde? Nu mi-aduc bine exact la ce vârstă am luat carnetul. Între 21 și 23, pentru că țin minte că a fost înainte să vin în America, dar nu mai știu exact cu cât înainte, și în America am venit acum aproape 11 ani. Probabil 22-23, undeva pe acolo. Și l-am luat în România. Pentru prima dată am luat carnetul în România, am condus pentru câteva luni, după care am venit în America. Nu cred că a fost un an, a fost câteva luni, după care am venit în America. Și aici a trebuit peste un an să redau, pentru că cel din România nu este recunoscut aici în America, doar pentru un an, cel puțin nu unde stăm noi. Și l-am redat aici în America. A fost mai simplu decât m-am așteptat. Dar da, l-am trecut cu bine și l-am dat de două ori, o dată în România și o dată în America, la diferență de un an, probabil. De cât timp conduci? Este a doua întrebare. De când sunt în America conduc? Puțin înainte ca să vin în America, 11 ani jumate, probabil. A treia întrebare este: conduci mult sau te-ai descurca fără mașină? În niciun caz nu m-aș descurca fără mașină. M-aș putea duce la magazin să cumpăr ceva mâncare pe aici prin apropiere, dar în niciun caz nu se poate supraviețui aici fără mașină. Dacă conduc mult, conduc aproape în fiecare zi. Fie că mergem la magazin, fie că mergem la joacă, fie că mergem la parc, fie că ne întâlnim cu cineva, fie că mergem, eu știu, la biserică. Rare sunt zilele în care nu conduc. Rare. Poate că este o zi pe săptămână când nu conduc. A patra întrebare: diesel sau benzină? Noi suntem pe benzină. Aici eu am o mașină automată, este și pe curent. Când rămân fără benzină, intră cea automată. Întrebarea numărul 6 este: ce marcă de mașină preferi sau deții? Eu, după cum am spus, noi avem 3 mașini, deținem un BMW, un Jeep și un Toyota. Eu conduc Toyota, soțul meu conduce Jeep-ul și BMW-le conduc și eu, dar pentru că Jeep-ul este mașină mare, nu sunt prea confortabilă cu ea, doar când merg la drum mai lung. Nu-mi place să merg cu ele pe aici, pe la magazin, pentru că e mașină mare și nu pot, mi-e frică să parchez. De fapt, nu mi-e frică, dar mi-e greu și nu vreau să lovesc alte mașini sau, eu știu, să pierd o groază de timp încercând să parchez. Deci eu conduc Toyota, aceasta o dețin. Ce marcă de mașină mi-ar place? Ceva mai mare. Eu nu mă pricep prea mult la ce marcă de mașini sunt pe acolo. Soțul meu lucrează doar cu mașini, el ar ști mai bine să vă răspundă. Dar mie mi-ar place o mașină mai mare, poate când vom avea al treilea copilaș. O mașină de familie, poate un minivan, o mașină mai mare unde să am loc, mai ales când mergem la un drum mai lung, să am loc să mă plimb prin mașină. Nu am neapărat preferințe de nu știu ce mașini scumpe sau frumoase, o mașină confortabilă și foarte practică pentru familie. Întrebarea numărul 7 este: ai condus în străinătate, diferențe față de România? Da, de 10 ani, de 11 ani conduc doar în străinătate. Nu mi-aduc aminte sincer cum a fost în România. Singura diferență mare este că acolo am condus o mașină manuală și aici conduc o mașină automată.
aici este floare la ureche, nu mai pui piciorul pe accelerație și te duci și cu mâinile nu mai le ții pe volan și nu mai e treabă și piciorul pe frână. Dar da, aceasta este o diferență mare. Ce pot să spun aici este că oamenii sunt mai calmi, aici nu te claxonează, nu se bagă, rar mai vezi câte un, eu știu, unul care se bagă în fața ta și îți taie calea, probabil că nu e american. Dar mie mi se pare că se conduce foarte pașnic, foarte respectos și în România nu știu dacă a fost așa, nu mi-aduc aminte bine. Știu că eram stresată, că numai aceea am luat carnetul și nu mai țin minte exact dacă era stresul meu sau era felul de a se conduce în România, dar cred că este o diferență din câte aud. Întrebarea numărul 8 este cât de des claxonezi? Claxonez, nu pot să zic că foarte mult, dar îi claxonez pe cei care nu sunt atenți, pentru că dacă nu aș fi claxonat până acum, aș fi avut foarte multe persoane care ar fi intrat în mine cu mașina. Eu am tendința să fiu foarte atentă la persoana care e lângă mine, pentru că am frica asta să nu cumva să intre în mine, mai ales că sunt cu copii și sunt foarte atentă la cum face un pic, cum o iau un pic pe banda mea, cum îl claxonez, vreau să fiu sigură că știe că sunt în stânga lui sau în dreapta lui și atunci claxonez. În rest, nu prea. Chiar azi mi s-a întâmplat să claxonez din greșeală. Eram la trecerea de pieton, vorbeam cu sora mea pe Skype și m-am pus așa cu mâinile pe volan ca să vorbesc cu nepoțica mea și din greșeală am claxonat și toată lumea a sărit care era acolo în stație de oameni care erau în stație de autobuz au trăsărit, au crezut că vreau să le spun ceva. Dar da, nu prea claxonez prea des. Întrebarea numărul 9. Te enervezi în trafic? Cum reacționezi când cineva îți taie calea sau fața? Nu mă enervez în trafic, pentru că de obicei am GPS sau navigație și îmi spune cum e traficul, mă pregătesc mental, știu că sunt orele de trafic, sunt pregătită, știu că între ora 1-2 în jos până la ora 7, dacă mă duc pe freeway sau pe autobandă, este trafic foarte mare și de obicei ne uităm la un movie sau ascultăm muzică și nu mă enervez în trafic. Mai rău este când sunt accidente și se stă pe loc și nu se merge deloc. Cum reacționez când cineva îmi taie calea? Mă enervez. Nu pot să zic că sunt calmă și n-am treabă. Încerc să mă abțin să nu vorbesc urât sau să spun ceva, pentru că de obicei sunt cu copii în mașină și nu vreau să vadă că la un lucru așa neimportant mă enervez. Întrebarea numărul 10 este: asculți muzică în mașină? De care? Ascultăm muzică, de obicei ascultăm K-Love, care este un radio de aici din Statele Unite, muzică creștină, ascultăm DVD-uri audio, povești pentru copii în limba engleză pentru Joshua, Winnie the Pooh, ascultăm Biblia câteodată, o conectăm la telefon. Dar în general ascultăm muzică creștină sau, eu știu, când mergem la drumuri lungi, ascultăm atunci o predică. Se întâmplă și să nu meargă când discutăm, vorbim cu copii sau vorbim noi doi, atunci dăm muzica în spate pentru ei, muzică de copii ascultăm iară foarte multă. Dar în general se merge muzica la noi în mașină. Întrebarea numărul 11 este: te-a oprit vreodată poliția, motivul și cum ai reacționat? Da, m-a oprit poliția, cred că de 2 sau de 3 ori și de fiecare dată când m-a oprit a fost așa un pic mândră, poate că nu e un sentiment care ar trebui să-l am, dar a fost mândră de ce? Pentru că am știut că n-am făcut nimica greșit și abia așteptam să văd cu ce motiv vine să-mi zică. Odată m-a oprit pentru că am avut un far spart și n-am știut, n-a fost nicio problemă, doar a vrut să mă atenționeze, n-am primit niciun tichet pentru treaba aia. Odată m-a oprit pentru că am mers pe carpool. Carpool este o bandă unde se merge doar dacă ești cu cel puțin 2 sau 3 persoane în plus. N-ai voie să mergi singur pe acea bandă și din cauza că eu am folie la mașină, nu l-am văzut pe Joshua în spate. Era micuț atunci, acum 2 sau 3 ani. Avea 2 sau 3 ani atunci și nu l-am văzut și a crezut. Eu am știut că de-aia m-a oprit, n-am avut treaba, chiar am zâmbit. Nu m-am deschis geamul, s-a uitat în mașină și a spus: îmi pare rău că te-am oprit, am urmat să fiu sigur că ești, că nu ești singură. Și acum, ultima oară, am fost cu Mircea în mașină și ar fi trebuit să primesc tichet pentru această greșeală, dar nu am primit. Mircea spune pentru că a fost fată, dacă era el, primea. Dar am schimbat benzile, a trebuit să mă duc
pe un drum și n-am fost atentă și apoi am tăiat calea. Nu m-am băgat în fața nimănui, dar am trecut pe o bandă unde n-ar fi trebuit să depășesc, să trec peste. Era interzis accesul acolo și m-am băgat repede ca să merg pe cealaltă parte. Și chiar acolo, chiar poliția era în spatele meu. Și imediat m-am oprit și am știut ce am făcut, v-am așteptat și amenda era $1,000 dacă mi-ar fi dat amendă, dar a fost foarte drăguț polițistul. Am avut copii în mașină, copiii au primit un acțibil de la el, le-a făcut cu mâna și m-a scăpat Dumnezeu și din treaba aceasta care ar fi trebuit să primesc tichet pentru acea treabă. Deci n-am avut experiențe dureroase cu polițiștii. Întrebarea numărul 12. Îți place viteza? Trebuie să recunosc că îmi place. Îmi place și am probleme cu viteza când merg pe stradă, nu pe autostradă. Pe autostradă de obicei încerc să respect pentru că sunt mai responsabilă. Mi se pare că dacă fac accident poate să fie fatal pentru că e viteza mai mare. Dar am probleme pe străzi pentru că mi se pare că e prea mică viteza cu care ar trebui să merg și un pic depășesc. Nu întotdeauna, dar îmi vine să apăs pe accelerația un pic mai mult decât ar trebui. 13, întrebarea 13, amenzi? Nu am nicio amendă, mulțumesc Dumnezeu, nu am nicio amendă de viteză în special. Am doar două amenzi pentru că nu m-am oprit la stop. M-a prins camera, nu m-am oprit, de fapt nu era stop, trebuia să fac dreapta și era acolo un semn că trebuie să te asiguri înainte să faci dreapta. Și eu am văzut că nu vine nicio mașină, m-am uitat din mers, n-am mai oprit și m-am tot dus. Și m-a prins camera și am primit acasă două tichete pe tema aceasta și de atunci v-am învățat minte. Întrebarea 14. Peripeții la volan. Nu știu exact la ce se referă întrebarea. La accidente? Nu am avut accidente. Singurul lucru care am avut și mă simt și acum cu musca pe căciul a fost o greșeală din neatenție. Anul trecut sau acum 2 ani am fost camping cu familia noastră, cu tatăl meu și mai niște prieteni și ne-am oprit la o benzinărie să băgăm benzină în drumul înapoi. Am fost cu două mașini, cu Jeep-ul și cu Toyota, eu conduceam Toyota, ne-am oprit la benzinărie și chiar în fața mea când am oprit era un stâlp până la nivelul mașinii și nu l-am văzut. Și după ce am băgat benzină, toate mașinile erau în fața mea, Mircea era în fața mea, de fapt erau cu fața spre mine. Prietenii noștri erau și ei cu fața spre noi și eu dau să plec și direct în zidul ăla intru, direct în stâlpul acela intru și nu m-am uitat la Mircea și am știut că m-a făcut așa mic, am zis, oh, no. Dar aceea, pentru că el repară mașini, a fost ușor să o repare, n-am avut nicio problemă, dar aceea a fost singura lucru care, oh my gosh, până acasă m-am simțit groaznică. Nu am putut, nu, unde mi-a fost capul să nu mă uit, să nu văd că este un stâlp în fața mea. Dar alte greșeli, am mai lovit mașina așa dând cu spatele sau parcând, eu singur mă loviam, dar așa peripeții m-a lovit cineva odată în spate, dar eu peripeții n-am avut nimica grav sau eu știu, n-am sărit cu mașina, nu m-am vrut pe roată sau roțile mele nu fluieră când fac curbe. Întrebarea numărul 15, care este cel mai bun șofer din cunoscuții tăi? Sincer, cel mai bun șofer din cunoscuții mei sunt eu. Știu că sunt egoist, dar eu am cea mai mare încredere în mine pentru că încerc să fiu foarte atentă, încerc să păstrez distanța, încerc să-mi grijesc cum conduc, sunt foarte responsabilă. Și după mine cred că este Mircea. Mircea niciodată nu a avut, el a pățit-o, el a lovit alții. A lovit și el pe cineva în trecut, are și el un pic de probleme cu viteza, dar atunci când îi spun să încetinească, o încetinește. Dar cred că în el am cea mai mare încredere, după cum spunea și Raluca, mă simt în siguranță lângă el atunci când conduce el și pot să dorm. De cele mai multe ori sunt momente că nu pot să dorm, să fiu atentă când conduce, mai ales noaptea, dar de cele mai multe ori îmi permit să dorm și îmi permit să mă gândesc la altceva, nu să fiu atentă la condus. Când cu alții, trebuie neapărat, când sunt cu alții în mașină, trebuie neapărat să fiu atentă, să le spun, ai grijă, eu știu. Da. Întrebarea numărul 16. Pe cine nu-ți place să ai în mașină când conduci? Nu știu, nu am niciun răspuns la această întrebare. Nu cred că sunt persoane în viața mea care să provoace așa o stare de să nu fiu confortabilă la volan cu ei sau să fie stresanți. Nu am pe nimeni.
Întrebarea numărul 17. Cu ce abilități te lauzi la volan? Parcare, orientare în spațiu, reflex, depășire. După cum am mai spus deja, cred că sunt foarte atentă la persoanele de lângă mine și un alt lucru, păstrez distanța. Chiar acum recent mi s-a întâmplat, o persoană din fața mea a pus frână brusc și nu am păstrat de fapt distanța care ar trebui să o păstrez, dar am avut destul de mare distanță ca să nu mă lovească cel din spate. Deci asta cred că sunt calități, dacă pot să le spun așa. Sunt foarte responsabilă, însă responsabilă și atunci când conduc, încerc să nu mă uit la telefon, încerc să nu mă gândesc la altceva, încerc să mă concentrez doar la condus. Și în special, am în mintea mea acest lucru, să fiu atentă la persoana din dreapta și din stânga mea, pentru că de multe ori s-a întâmplat să intre pe banda mea și dacă nu claxona, mă băgau în zid sau, eu știu, s-a fi întâmplat multe accidente și... Da, astea cred că sunt calitățile cu care pot să mă laud, dacă pot să zic așa. Nu e nimic de volant, de lăudat, pentru că la urma urmei Dumnezeu mă păzește. Întrebarea numărul 18. Ce sfat le-ai da fetelor care vor să dea pentru permis? Să vă gândiți că este o responsabilitate foarte mare și să fiți sigure că nu-i de jucat. Se pot întâmpla multe accidente, se pot întâmpla să nenorocești tu pe cineva sau altcineva pe tine. Trebuie să te gândești că ești responsabil pentru viața ta sau viața altora și să iei lucrul acesta cu multă seriozitate. Nu numai să te gândești că vreau să iau permisul să am și eu mașină și să conduc. Nu e o joacă, e un lucru serios la care trebuie să te gândești serios și să iei lucrul acesta ca fiind un lucru care ține de maturitate și de responsabilitate. Și ultima întrebare, cui îi mai dai acest tag? Îi mai dau acest tag Tsunamitei de la Tsunamit 7 și Roxanei Roxy de la Rox. O să las canalele lor jos în cutia de descripție. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, sper că nu am fost plictisitoare, dacă da, asta e. Până data viitoare, toate cele bune!